Bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să stilizăm unele lucruri pe care le-am lăsat urmă în celelalte episoade și vom adăuga și o imagine în partea stângă la fiecare articol, un thumbnail. Așadar, primul lucru care vreau să-l fac este să stilizez un pic fontul la meniu. Să-i dau o altă familie. Ok. Pentru asta o să intrăm în style CSS din temă. Hai să văd la ce linie este. 1, 2, 3. Ok, este bine așa, rezonabil. Un alt lucru este să stilizez și acest titlu de pagină, dau o culoare mai deschisă. Bun, perfect. Acum următorul lucru este să folosim funcția de pentru post thumbnail pentru articole. Ceea ce o să folosim este această parte de cod. Dacă intrăm în functions.php în tema noastră, vedem că avem declarată suportul pentru post thumbnail. Și ca să vedem mai multe lucruri despre acest lucru, despre această funcție, urmărim acest link. În function.php adăugăm mărimea pe care o dorim să o aibă. Să folosim 250x190. Bun. Și mai departe, să copiem codul de care avem nevoie să afișăm imaginea în template. Și pentru asta intrăm în content.php și chiar înainte de apare funcția de content, să punem codul nostru. Iar aici o să folosim parametrul pe care l-am
button functions, anume asta. Hai să vedem ce am reușit. Bun, avem un trimbail și avem și link pe el, ceea ce e un lucru bun. Adăugăm o clasă pentru a putea, pentru a ne putea folosi de ea în CSS. Bun. Bun. Ce trebuie să mai fac eu acum este să dăm un margin la acest div, ca să fie mai ok. Zicem 10 pixeli. Bun, e mai ok așa. Și o altă funcție care trebuie să o folosim este să ne apară aici doar câteva caractere, să nu apară tot articolul. Și pentru asta o să folosim funcția dexcept. După cum vedem aici avem de content, care iar înseamnă să apară tot conținutul. Ne o să ștergem asta de aici. Și aici o să scriem. Bun. Și după cum vedem, avem un avem afișat doar câteva 55 de caractere de cuvinte. Momentan partea de articol pare a fi ok, vizual vorbind. Și pentru data viitoare o să continuăm cu sidebar-ul, să-i atribuim un stil foarte, foarte bun. După care o să continuăm să facem și paginația.
Bineînțeles, urmează și partea jos, footerul, care va avea 3 elemente, 3 first componente. Și bineînțeles, o să îmbunătățim foarte cât se poate de bine această temă. Până data viitoare, numai bine!